Cred că putem începe, da? Cea de-a doua parte a activității noastre de astăzi, în cadrul proiectului Tradiții de pe Valea Târnavelor. După cum spuneam, ne aflăm în sala de conferințe a Casei Gazelor Naturale. Are și această sală o denumire, 100 de ani de gaze, dar vă spuneam că în 2009 s-au împlinit 100 de ani de la descoperirea gazelor naturale la Sărmășel. Cu permisiunea dumneavoastră, am să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul director Dumitru Chisăliță, de la Centrul Casa Gazelor Naturale, pentru a vă adresa câteva cuvinte cu această ocazie. Vă rog. Vă mulțumesc, Angela. Vreau să vă spun și eu, bine ați venit în Casa Gazelor Naturale. Mă bucur că sunteți astăzi aici alături de noi. Mă bucur că organizăm această activitate la momentul în care mi s-a propus de către colegele mele să organizăm acest eveniment. Am avut o mică ezitare, dar după aceea mi-am adus aminte și probabil că dacă ați vizitat muzeul ați remarcat faptul că de 100 de ani în România se exploatează și se folosesc gaze naturale. Iar istoria gazelor naturale au făcut-o oamenii care se găseau pe marile acestor râuri și ale Mureșului, pe lângă cele două târnave, oameni care veniți de la țară, în porturile pe care le aveți noastră, au făurit efectiv ceea ce spunem noi 100 de ani de exploatare a gazelor naturale. Dacă ați avut răbdarea, ați fi văzut că salopetele cu corecția de rigoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă astăzi modernismul echipamentului de lucru, erau de fapt ițarii, erau de fapt hainele populare care erau folosite de către toți cei care sălușuiau pe aceste meleaguri. Și de aceea cred că prin dumneavoastră, prin ceea ce prezentat dumneavoastră, este și un o aducere în vedere și o recunoaștere a meritelor țăranului român, dacă vreți, care a contribuit decisiv la realizarea industriei și sectorul gazelor naturale. Mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm acest eveniment. Mă bucur foarte mult și că presa, prin Nova și prin ceilalți parteneri, au răspuns aceste invitații, tocmai ca să nu lăsăm să moară tradiția, tocmai ca să nu lăsăm ca ceea ce avem noi foarte original în rândul popoarelor europene să dăine și să meargă mai departe. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru efortul de a fi aici alături de noi și eu aș spera și v-aș propune să continuăm aceste tradiții de a prezenta originalitatea poporului român, inclusiv prin straile sale. Mulțumesc mult și vă doresc multă, multă reușită în sesiunea de comunicări. Mulțumim foarte mult, domnului director Dumitru Chisăliță. Cu permisiunea dumneavoastră, am să reamintesc că proiectul Tradiții de pe Valea Târnavelor a fost organizat de către Casa Gazelor Naturale, având ca și partener principal Asociația Gaziștilor Sona Metan Mediaș și partenerii media Contrast Publicitate, Mediaș News Blog, Nova TV Mediaș, Monitorul de Mediaș și Radio Ring. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc încă o dată celor trei școli implicate în acest proiect care au răspuns invitației noastre, au făcut efortul, așa cum spunea și domnul director Chisăliță, de a veni astăzi aici, purtând costumul popular românesc și de a prezenta tot ceea ce ați pregătit. Am să încep într-o ordine aleatorie, pentru că așa am foile. Mulțumesc școlii gimnaziale Curciu, prin prezența doamnei profesor Dana Crișan. Mulțumesc, bineînțeles, elevilor. Mulțumesc școlii gimnaziale Brateiu, prin prezența doamnelor director Maria Mija, instructor Angela Muscă, Elena Marian, doamna primar, o am pe listă, dar înțeles că n-a ajuns, Alina Stănilă, documentarist, Mihaela Vasiu, colaborator, încă o dată spun, nu în ultimul rând, elevilor, și mulțumesc școlii Ioan Moraru Dârlos, prin prezența doamnei profesor Nariță. Cred că n-am uitat pe nimeni, sper să nu fac o gafă. Și acum, pentru că
de vreo oră așa am cam vorbit în fața dumneavoastră, am să-mi las referatul pe care l-am pregătit în cadrul simpozionului la sfârșit și am să vă invit pe cei care ați pregătit pentru astăzi câte ceva vis-a-vis de, sau în cadrul simpozionului nostru, să vă prezentați expunerile. Școala gimnazială Curciu va prezenta obiceiul de Crăciun din satul Curciu, mersul acolindat cu steaua. Prezintă elevul Bursan Cristian din clasa 8-a. Te rog frumos să vii aici în față și în fața invitaților, a doamnelor și domnilor directori și profesori și a celorlalți invitați, să prezinți fără absolut nicio emoție ceea ce ai pregătit. Satul Curciu este una dintre numeroasele așezări rurale transilvanene din Podișul Transilvania, purtându-și existența de câteva veacuri. Și cum românul întotdeauna a fost atras de spiritualitatea și credința în Dumnezeu și a creat anumite obiceiuri în strânsă legătură cu biserica. În satul Curciu se păstrează un obicei frumos și vechi, mersul acolindat cu steaua, care, după spusele bătrânilor satului, este mai vechi de 60 de ani. În dimineața fiecărui ajun de Crăciun, un grup de băieți din clasele 5-8 anunță nașterea lui Iisus. Acest grup de colindători are doi șefi, șeful mare și șeful mic, amândoi din clasa 8-a, care decide reportorul de colinde și coordonează repetițiile. Odată cu lăsarea postului Crăciunului, băieții încep să repete în fiecare seară colindele, care urmează să fie cântate în dimineața ajunului Crăciunului, când pornesc cu steaua prin sat. Cu o seară înainte de ajunul Crăciunului, băieții merg prin sat pe la gospodar după iedră verde pe care o folosesc să împodobească steaua. Ei se întorc la șeful mare acasă, unde împodobesc steaua care este păstrată în biserica satului și care este transmisă din generație în generație. În aceeași seară sunt aleși și liderii pentru următorul an. Ei trebuie să știe toate colindele și să cânte frumos. Liderii trebuie de asemenea să aibă un comportament bun. În ziua de 24 decembrie, în jurul orei 7 dimineața, ei se adună la casa preotului, de unde primesc binecuvântarea acestuia și merg cu steaua din casă în casă. Colindătorii vestesc nașterea Domnului în fiecare casă. Colindele care se cântă sunt: Tropovul nașterii Domnului, Trei păstori se întâlniră, Aseară pe înserate, Biflariul jidovesc, Deschide ușa creștine și în cetatea împărătească. În urma prestației lor, astăzi primesc bani, iar la sfârșit, toată suma este împărțită la câți membri la astea sunt. Una dintre cele mai uzuale colinde este chiar Tropovul nașterii Domnului și anume, Nașterea ta Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, întrudând sa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus. Doamne, mărire ție! Este de apreciat faptul că steaua este primită în toate casele, indiferent de religie sau etnie. Acești colindători sunt mesagerii Domnului, ei vin cu pace, urează sănătate, fericire și vestesc mântuirea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Ați avut ocazia să aflați câteva lucruri despre acest obicei care, iată, se păstrează din cele mai vechi timpuri în satul Curciu, ceea ce este foarte important, după cum ați auzit, în strânsă legătură cu comunitatea bisericească. Am să continui cu școala Ioan Muraru Dârlos, da?
În cadrul simpozionului ne-au fost pregătite două prezentări, costume populare din Dârlos. Și am să încep cu Toma Larisa din clasa a șaptea, da? Sigur, și Timar Cosmin, tot din clasa a șaptea, bineînțeles. Haide! Costumul popular românesc reprezintă veșnicia și individualitatea unui popor. Fiecare zonă etnografică are câte un specific. Piesele de port sunt mărci de recunoaștere a membrilor comunității. La femei, costumul popular tradițional este format din rochier, alb cu cipcă sau busuc cu negru, crătințele din stofă neagră, brodate cu mătase neagră și pe margine cu cipcă. Ia, cusută cu cheițe negre și pe margini, cu crenguțe cusute pe musculițe. În jurul gâtului este încrețită și prinsă într-o beată cusută cu arnici negru și galben. Laibărul este negru, brodat cu mătase neagră sau simplu. Papucii cu turiac sau întregi din piele neagră și cu toc gros. Pentru bărbați, portul este format din cioareci din pânură de culoare albă, cămașă cu mâneci, cu broderie în jurul gâtului, iar la mâneci și la coale, cu crețituri fine. La femei, pe cap năframă cu margine. La bărbați, pieptarul din glane de miel cusut cu ornamente brodate cu fierte mătase și monograme la buzunare. Cizme cu tocul tare sau ghete. Pe cap, clop, de culoare neagră. Chimirul sau șerparul are rol de a susține mijlocul în timpul activităților. Și de a susține unele obiecte. Mulțumim foarte mult și elevilor din Dârlos pentru această frumoasă prezentare a costumului popular. Am să fac o scurtă prezentare a dansului popular de fete de la Curciu, da? Pentru că am primit-o și pentru că pe scenă doar se va dansa, da? Ca să știm. Dansul popular, prin varietatea sa, prin tradiție și sentiment, reprezintă expresia fiecărui colț de țară cu obiceiurile și cultura lui. Dansurile populare nu au voie să dispară, ele trebuie să renască, să existe în inimile fiecăruia dintre noi. Este necesar ca dansurile populare să fie învățate de la vârstă fragedă pentru a obișnui copiii cu folclorul românesc, cu felul de a juca, așa cum jucau bunicii și străbunicii lor. În opera sa, Vasile Alexandrii spunea: "Pot să cutreier lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu este mai fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut." Ansamblul de dansuri populare al școlii gimnaziale Curciu este format din elevele din clasele 3-8 și a fost înființat în anul 2002. An de an, generațiile de fete s-au schimbat. Cele care au terminat clasa 8-a și au plecat la alte școli, fiind înlocuite de alte generații mai tinere. Iar tradiția s-a transmis mai departe. A participat la numeroase sărbători școlare, la diferite manifestări locale, precum Fiii satului Curciu, Ziua Recoltei, dar și la festivaluri școlare, Moștenire din bătrân, Cântec, joc și tradiții locale, pe târnave în sus și în jos. După cum spuneam, vor prezenta astăzi o suită de dansuri populare din zona târnavelor, respectiv satul Curciu. De asemenea, grupul de dansuri Coconița al școlii gimnaziale Bratei, care va prezenta un obicei păstrat aici cu sfințenie și anume dansul femeiesc Coconița, simplu în aparență, dar cu rădăcini și semnificații adânci.
În scrierile de specialitate apare ca datând din secolul al XVIII-lea, dar cercetări neoficiale spun că ar avea rădăcini dacice. La început, coconița se juca duminica la hore și la nunți și era percepută ca un ritual de trecere al copilelor în rândul fetelor demăritat și se mai numea roata mare a fetelor sau roata fetelor mari. Bătrânii povestesc că feciorii își alegeau din această roată fetele pe care doreau să le curteze. Odată cu trecerea anilor, tradițiile satului Transilvan au fost închise în lăzile de zestre, dar oamenii iubitori de folclor din satul Brateiu nu au dat uitării acest frumos obicei. Astfel că de mai bine de 40 de ani există un grup de dansuri care poartă numele Coconița și generație după generație duce mai departe prin spectacol ceea ce odată era ritual. Și elevii școlii din Brateiu s-au alăturat acestor păstrătoare de tradiții, astfel că, sub conducerea domnișoarei director Mija Maria, din toamna anului 2012, în școală răsună cântecele celor 17 coconițe și și-au asumat răspunderea de a face cunoscute tradițiile satului românesc. Sub îndrumarea domnișoarei instructor Angela Muscă, acești copii au descoperit în sufletele lor dragostea pentru folclor și se străduiesc să-și învingă emoțiile și să aducă bucurie și un zâmbet pe chipul celor ce iubesc tradițiile satului românesc. Tot ceea ce am prezentat nu au fost cuvintele mele, ci au fost prezentările realizate de către reprezentanții școlii Curciu, respectiv ai școlii Brateiu, tocmai pentru a prezenta dansurile pe care le vor juca în cadrul programului și a spectacolului nostru, începând cu ora 18. Aș vrea să vă rețin doar câteva clipe, pentru că am pregătit o lucrare privind ornamentica în arta populară românească. N-am să vorbesc cât am scris, pentru că nu este cazul. Este deosebit de îmbucurător faptul că, iată, și cu această ocazie reușim să ne întâlnim și reușim să adunăm oameni inimoși care să poarte, am mai spus-o, costumul tradițional românesc cu atâta mândrie, da, apoi să mai și cânte, să mai și joace și să-și mai și prezinte atât de frumos costumul. În numele meu și al colegilor mei de la Casa Gazelor Naturale și de la Asociația Sona Metan, permiteți-mi să mă înclin în fața dumneavoastră și să vă mulțumesc cu mult, mult drag. Acum spuneam câteva cuvinte despre ornamentica în arta populară românească. Da? Am să vorbesc inclusiv de pe Valea Târnavelor. Câteva cuvinte despre etnologul Dimitrie Comșa, care a fost un intelectual cu vederi largi, neobosit în cercetarea și scoaterea la lumină unor creații de artă reprezentative pentru talentul și puterea creatoare a țăranului român. Toate planșele pe care le-ați văzut în cadrul expoziției, de sus de la etaj, aparțin acestui cercetător, Dimitrie Comșa, deci el le-a făcut, el le-a realizat, spuneam inclusiv de pe Valea Târnavelor, pentru că sunt din întreg județul Sibiu, de pe Valea Hârtibaciului sau din Mărginim. Continuând preocupările unor alți intelectuali transilvăneni progresiști din secolul al XIX-lea, precum Gheorghe Parițiu, privind cunoașterea și conservarea valorilor artei populare românești, Dimitrie Comșa se situează la începutul secolului 20 printre primii care nu numai că atrag atenția asupra importanței deosebite a unor asemenea creații, ci le și cercetează, încercând o prezentare sistematică în limitele cunoștințelor etnografice ale timpului și a reușit să le facă cunoscute prin intermediul tiparului unui public larg. Referindu-se la tehnicile de ornamentare, face observația justă că acestea diferă de la o regiune la alta. Ca să fie mai pe înțelesul tuturor, să nu fac eu așa un monolog și să citesc foarte științific. În ceea ce ne referim la ornamentică, sunt motivele care se regăsesc pe costumele voastre populare. Și dacă stați să vă uitați fiecare ce motive aveți pe costumul popular,
o să regăsiți în primul rând elementele solare. Soarele, luna și stelele, omniprezente în toată această creație ornamentală, da? Soarele, luna și stelele, cele mai importante elemente legate de viața omului, vă spuneam că oamenii nu numai că își confecționau costumul popular sau uneltele cu care lucrau sau mobilierul pe care îl aveau în casă, ci se dorea să arate cât mai bine, să fie cât mai frumos. Toate cusăturile, ornamentele, tot ceea ce cresta în lemn nu putea fi legat decât de viața lui. Am amintit elementele solare. De asemenea, prezente sunt elementele florale și dacă vă uitați câte flori aveți pe i sau pe cătrințe, flori brodate, da? Aveți sau n-aveți? Da! Aveți, așa este. Flori, frunze, boboci de floare, da? Pe urmă, liniile geometrice, da? Aveți cercuri, linii curbe, romburi, toate de asemenea legate de viața omului, de ceea ce omul trăiește. Regăsiți de asemenea pomul vieții, linia vieții. Elemente pe care românul în special, pentru că acum vorbim despre tradiții pe Valea Târnavelor, în special despre portul popular românesc, dar o să găsiți și în portul naționalităților conlocuitoare și chiar îmi vine acum în minte o idee, frumos ar fi să organizăm la un moment dat și un eveniment în care să facem o comparație între costumul popular românesc, maghiar și săsesc, pentru că să nu uităm la noi în zonă conviețuirea celor trei nații și naționalități. Este evidentă la noi și a fost și va fi în continuare. Nu că ar fi interesant să-i putem avea printre noi acum asta și cam au plecat, da? Mai găsim noi vreo 2-3 care să vină cu un costum popular, nu? Să și-l prezinte sau să prezinte un cântec sau un dans popular specific săsesc. Tradiția înaintașilor noștri, între care se numără și Dimitrie Comșa, în ceea ce privește cercetarea și conservarea valorilor de artă populară, în diferite domenii de manifestare a creativității artistice, arte textile, ceramică, arta lemnului, a fost preluată și continuată între cele două războaie mondiale, dar mai ales după eliberare, când s-au întreprins cercetări sistematice și s-au elaborat o serie de studii. În ceea ce privește ornamentica pieselor, se impun prin frecvența și marea lor răspândire ornamentele geometrice, exact ceea ce vă povesteam, caracteristice și celorlalte domenii de creație populară românească, așa cum spunea Nicolae Iorga. Există o anumită unitate în toate aceste produse ale artei populare. Aceasta constă tocmai în ornamentație, reducerea a tot ceea ce pretind să reprezinte aceste figuri schematice la construcții lineare, la notații abstracte. Foarte vechi și cunoscând o mare răspândire este motivul solar. Tot așa v-am spus, des întâlnit și în ornamentica altor popoare. Varietatea de forme în care apare acest motiv în arta românească, cerc, roată, rozetă, ochi, vârtej, precum și diversitatea îmbinărilor compoziționale, vorbesc despre fantezia și talentul creatorilor noștri populari. Putem vorbi încă foarte mult de acum încolo pe aceste teme științifice. Foarte important este faptul că voi știți ce este un costum popular, l-ați îmbrăcat, îl purtați cu mândrie, știți care este semnificația lui, aveți ocazia să vedeți în comunitățile voastre că și astăzi, pe lângă voi, și am amintit, da, că știu că la Dârlo se fac serbări de Paști în care vă duceți în biserică și prezentați, știu eu, poezii, cântece sau de Crăciun, colinde sau alte obiceiuri. Aveți ocazia să vedeți și oameni mai în vârstă, nu? Mai sunt oameni care de Paști, de Rusalii, mai merg îmbrăcați în costume populare la biserică.
Trebuie să știți de asemenea, costumul popular a fost un costum de muncă și a fost un costum de sărbătoare. Acela de sărbătoare, ținut în lada de zestre, scos doar în momentul în care se mergea la hora satului sau se mergea la biserică sau la nuntă sau la alte activități în cadrul comunității. Există de asemenea, încă mai există zone în care la nuntă mirele și mireasa se îmbracă în costum popular atât cel puțin cât ține, știu eu, cununia religioasă. După care, seara, în momentul în care se merge la distracție, se îmbracă, așa după cum știm, în costumația specifică de astăzi. Și acum mă refer strict la zona Maramureșului, unde știu că încă se mai practică, dar am cunoscut și persoane, respectiv familie, care și-a ținut nunta purtând traiele strămoșești de la început până la sfârșit, fără absolut nicio problemă și fără nicio ezitare și chiar s-au simțit foarte bine. Mai departe mi-aș dori, dacă aveți întrebări sau, nu știu, orice de discutat pe această temă, s-o puneți, pentru că nu vreau să vă plictisesc cu referatul pregătit de mine, vreau să discutăm sau efectiv poate vreți să spuneți în fața presei care este părerea voastră despre această activitate de astăzi, dacă sus am dat cuvântul doamnelor profesoare prezente. Acum poate vreți să spuneți și voi, ați venit cu drag, ați venit obligați, nu vreau să cred lucrul ăsta. Vă place ceea ce faceți, vă place să cântați, știți să cântați, știți să jucați. Deci vă rog, fără emoții, ia să vedem. De la Brateiu ați dori să prezentați costumul popular, pentru că nu am avut scris pe foaie, dar nu este nicio problemă să veniți aici în față și să prezentați și un costum de la Brateiu. Nu cred că e atât de greu, nu? Ca să vedem cum arată și costumul de la Brateiu, nu? Da. Iulia. Haideți. Fără emoții, v-am spus, suntem... Emoții nu avem, dar că eu credeam că trebuie făcut un eseu despre poliția. A, nu. Da, se poate și să-l vezi acolo, mai încolo, să te vezi că... Ceea ce vedem noi nu este tocmai portul popular de pe Târnava Mare. Portul popular de pe Târnava Mare este foarte greu de stabilit. Trăim într-o zonă cu influențe din mărginime, din țara Olpului. La începutul secolului 20, portul popular era cu totul diferit. Pe cap se purta o velitoare albă, împodobită cu flori. Astăzi înlocuită de baticul negru sau cârpa cu ciuri. Vesta neagră era atunci un pieptar desfundat din piele albă de miel cu ornamentație geometrică în roșu, albastru și negru. La fel cătrința sau crătința, cum zic femeile de la țară, era un șorț făcut țesut și cu flori brodate în partea de jos. Astăzi am preluat de la mărginimea Sibiului. În spate se purta crătință roșie sau albastră. Poalele s-au păstrat. Ce era în plus, cu ani în urmă, poalele ce le purtau de zi cu zi erau simple, iar la poalele de sărbătoare aveau colțișori sau danteluțe. Ea este mult mai complexă. În ultimii 40 de ani, la fel, am adoptat modelul din mărginimea Sibiului, ea din Valea Târnavelor,
era foarte simplă, avea o ornamentație geometrică doar pe umeri și foarte puțin la guler. Ghetele negre cu șireturi astea sunt la fel. Cam acesta e gustul. Mulțumim foarte mult și... și elevei de la școala gimnazială Bradei. Să revin la ceea ce am spus cu câteva minute în urmă. Dacă aveți întrebări sau am să vă dau pe mâna presei, dacă pot să spun așa, să vă spuneți părerea despre evenimentul de astăzi. Presa este cu noi, mulțumim foarte mult și de această dată pentru promovare, pentru că sunteți alături de noi, dar cel mai important este, cea mai important este opinia voastră, pentru că atunci putem să vedem dacă vă mai invităm, dacă o să ne mai... dacă apreciați evenimentul, dacă o să ne mai vedem și cu alte ocazii. Haideți, ia să vedem. Larisa, poți să vii? Aici în față, te rog frumos. Hai că nu mai ai emoții. Acolo stai ca să te vadă, uite și doamna Ada Gheorghe, poate adresa o întrebare sau Mircea, du-te mai încolo să te vadă. Sunt bucuroasă că am fost invitată la acest spectacol, iar noi, copiii din Râlos, îmbrăcăm costumul popular tradițional de Paști, când organizăm și sărbări, de facem și o scenetă de Crăciun, tot așa organizăm o scenetă și de Ziua Eroilor, unde organizăm o mică sărbare și alături de veterani și încă o dată spun că sunt foarte bucuroasă că am venit de aici. Unde e costumul popular? De la străbunici, bunici. Îți face plăcere să-l îmbraci? Da. Dansezi? Faci și dans popular? Da. La noi în comună, la Camilul Cultural. Mulțumim foarte mult, Larisa, de la școala ce manifestări pregătiți acum, în curând, când aniversați 100 de ani de existența școlii, așa este? Vom fi acolo, cu siguranță. Am să invit acum, cu permisiunea dumneavoastră, un elev, o elevă de la școala Brateiu, sau de la școala Curciu, haideți că vă las la alegere, dar oricum nu scăpați niciunii. Doar așa, câteva cuvinte, să aflăm opinia voastră legată de costumul popular, de ce nu de acest eveniment. Haideți, fără probleme, fără inhibiții. Cântă, Diana? Aveți emoții, doamna domnișoara directoare, vă rog, poftiți. Domnișoara directoare Mija Maria, de la școala gimnazială Brateiu, mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Considerăm că e de datoria noastră să preluăm, să păstrăm ce mai departe tradițiile populare. Suntem încântate de parteneriatul pe care l-am cu dumneavoastră și mă gândeam acum ca pe viitor să scoatem din șifonierele pe care le-am văzut de la bunici adevărate comori, că avem, să zic, avem adevărate comori și portul popular e așa de diversificat ca și la noi, pe vârste mă gândesc ce port frumos au la noi și femeile în vârstă și pe care mai îmbracă încă la sărbători. Deci mă gândeam ce prezentare și eventual o expoziție de fotografii vechi și o expoziție cu lucruri țesute, pentru că tradiția nu înseamnă numai dans și joc, înseamnă țesătură, înseamnă cusătură și noi avem adevărat în comun. Cât de interesat fiind copiii la școală? Sunt foarte interesați. Anul trecut, când împreună cu colegele mele am lăsat ideea relansării tradițiilor populare, copiii au fost foarte încântați, au venit cu drag la repetiții,
Costumele pe care le avem noi acum le-am confecționat la școală și am participat la multe evenimente și în parc, în sat. A fost deosebit de... Lumea a fost foarte încântată. Sunt interesați să lucrăm mai departe și da, sunt interesați. Îmbracă costumul cu plăcere, cu încântare, nu cu plăcere, cu încântare. Faceți lucruri de mână? Și învățați să... Am încercat, dar aici trebuie să recunosc că am avut un eșec, nu mai știu fetele să coasă, nu mai știu să țină andrelele, nu mai știu. Noi am încercat, am vrut să organizăm șezător și inițial am vrut cu mămicile. Dar nici în rândul mamelor n-am găsit, adică nu am găsit ecoul spontan și interesul. Și noi am încercat cu fetele, dar nu, trebuie să recunoaștem acum. Nu le mai stă deși doamnele vârstă de la țară, da. ne pot învăța. În vârstă, dar acum cel puțin la noi și bunicile sunt foarte tinere, știți? Deci, eventual străbunicile. Da. Mie copiii îmi spun la școală că a fost colegă și cu bunica. Deci, cam așa. Deja generațiile se succed. Asta înseamnă că nu mai are cine să coase costumul. Ne străduim, o să ne străduim. Mare înviem, n-am putut să facem totul dintr-o dată, dar nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi, nu? Dar încercăm să facem mai departe, oricum noi nu vom renunța. De la școala Brăzinu. Știm că aveți acolo adevărate comori, că am participat la unul dintre evenimentele foarte mari, Lada de Zestre, și am văzut acolo o parte, dacă pot să spun așa, din comoara comunei Brăzinu. De la Curciu spuneam, aș dori să vină un reprezentant, doi, văd că sunteți pregătiți, haideți să vă prezentați costumul. Nu să prezentați costumul, să spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment și despre costumul popular. Noi suntem foarte bucuroși că ne-ați invitat la această manifestare. Putem cu mare drag portul popular, dansăm foarte bucuroși, dansuri populare și vom merge înainte cu mare drag să dansăm și când ne mai chemați, venim cu mare drag. Mulțumim foarte mult! Cum a spus și colega mea, suntem foarte bucuroși că ne-ați invitat astăzi și... Vă așteptăm cu mare drag și altă dată, ne bucurăm să vedem că purtați costume atât de frumoase și de-abia așteptăm să vă vedem și în cadrul spectacolului pe scenă. Mulțumim foarte mult și elevilor de la Curciu. Încet, încet ne-am apropiat și de finalul acestui simpozion. Sper ca în cele câteva cuvinte să ne fi rămas în minte că portul popular românesc, tradițiile și obiceiurile pe care le avem din moș-strămoș, le putem și suntem în stare să le ducem mai departe pentru noi, pentru voi copiii noștri, la rândul lor pentru copiii voștri.